mai mult de jumătate din legile statelor membre, care se aplică în statele membre prin regulamente direct și prin directive, prin implementare în legislația națională. Deci, repet, ceea ce s-a întâmplat în aceste ultime 3-4 zile de când am văzut, de când am avut conferința de presă vineri, n-a făcut decât să răutățească imaginea României în Uniunea Europeană. Lucru care, din păcate, cred că se va vedea foarte repede în atitudinea instituțiilor față de România. S-a făcut un pas înainte, înțeleg că se promulgă legea privind referendumul, însă, eu cred că trebuie să așteptăm ce se întâmplă în Parlamentul României în aceste două zile, pentru că eu personal, ca cetățean al acestei țări, nu mai am încredere în Parlamentul care există acum acolo, în Palatul Parlamentului. Pentru că în momentul în care concurși Parlamentul, ai ordine de zi, după care faci cu totul alte lucruri, nu poți să mai întrebări acest Parlament. Există în contorație de urgență în vigoare, dar o să văd exact rezultatul, ar trebui să vedem toți, să așteptăm să vedem rezultatele. Există o ordonanță de urgență, repet, în vigoare, care pot fi rezolvate foarte ușor. Parlamentul este convocat, guvernul poate face un singur gest extrem de simplu de retrage și Parlamentul fiind convocat se îndeplinește cerința legală. Și fără asta lucrurile, să spunem, parte din ele intră în normal. Deci aștept cu neîncredere, vă spun, ce se va întâmpla în această convocare a Parlamentului. Sper să nu avem alte surprize. Poate suspendă pe președintele interimar, având în vedere că a încălcat Constituția deja de vreo 3-4 ori, inclusiv cu ultimul de la Timișoara și chiar cu unele declarații. Poate avem această surpriză și atunci am intrat clar în analele politicii europene să avem doi președinți suspendați, unul, nu știu, în face de altul în vot, deci am depășit, cred că, orice fel de. Pe de altă parte,